Pentru început despre ce se întâmplă în piața de energie, o familie din Alba a avut surpriza să primească o factură uriașă la energie electrică în valoare de aproape 28.000 de lei. Oamenii au rămas uimiți când au văzut valoarea facturii și spun că nu poate fi decât o greșeală. Detaliile de la Măriuța Pop. Bun găsit tuturor! Sâmbăta trecută, o familie din Alba Iulia a primit o factură la energie electrică în valoare de 27.808 lei pentru un consum de 39.313 kW. Perioada de facturare este 12 iulie 10 august, adică o lună, iar modul de calcul al consumului este citire index. Titularii contractului spun că nu-și explică de unde provine această sumă imensă, speră să fie o eroare și au postat factura pe rețelele de socializare. Digi24 a cerut un punct de vedere companiei de furnizare a energiei electrice, însă până acum nu am primit niciun răspuns. Vicepreședintele ANR, domnul Zoltan Albeghe, este invitatul nostru la această oră. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc tare mult că sunteți cu noi, domnul Albeghe. Haideți să ne uităm la acest caz punctual din Alba Iulia. Îl aveți în atenție în acest moment? Ce ar trebui să facă, de fapt, o persoană care primește o astfel de factură? Există și o suspiciune că aici ar fi o încurcătură. Ce e de făcut? Cum trebuie să răspundă cineva care primește o astfel notă de plată? Evident că și postarea pe rețele de socializare este o acțiune, dar nu este cea recomandată, pentru că postând pe Facebook sau pe altă rețea nu se rezolvă problema. Orice client care are nelămuriri cu privire la conținutul facturii, că vorbim de cantitatea de energie electrică, gaze naturale sau valoarea facturată, poate să se adreseze furnizorului și regulamentul de furnizare spune că în maxim 15 zile trebuie să primească răspuns. Am și aplicat amenzi pentru furnizori pentru nerespectarea acestui termen de 15 zile și vom continua să facem acest lucru dacă vedem că se încalcă acest termen. Aveți informații punctuale despre această situație de la Alba? Știți ce să se fi întâmplat până în acest moment aici? Nu. Este prima dată când aud de acest caz, dar evident, acest consumator poate să ne trimită și nouă această sesizare la adresa anre@anre.ro și vom verifica. Eu sunt absolut convins că este o greșeală, că e greșeală de citire, că e greșeală de tipar, că e greșeală de sistem al furnizorului sau al distribuitorului. Cu siguranță că se va rezolva. Haideți să punem întrebarea și invers. Există vreun mecanism prin care aceste companii să nu facă astfel de greșeli? Adică, în regulă, de această dată avem o sumă mare și bate la ochi evidentă greșeala și probabil că se va și rezolva în perioada următoare. Dar pot fi greșeli mici, de 10, 15, 20, 50 de lei, 100 de lei, pe care poate un consumator să nu le sesizeze neapărat și să plătească acea factură. Deci, întrebarea concretă este, există mecanisme? Puteți face în așa fel încât companiile să nu facă astfel de greșeli? În mod normal, aceste facturări ar trebui să se facă în baza unui sistem. Este relativ ușor din punct de vedere al unui software să pui niște filtre de verificare. În momentul în care vrei să facturezi de 10, de 100 de ori valoarea unei facturi și ai istoricul fiecărui client, sistemul n-ar trebui să permite sau măcar să arunce o alertă. Este evident că trebuie să fie preocuparea fiecărui furnizor cât de atent este la aceste detalii. Nu e evident că noi putem obliga să folosească asemenea mijloace tehnice, dar e de recomandat, evident, în cazul lor. Ce pot să facă clienții? Am constatat în această perioadă de aproape 8 luni după liberalizare că sunt clienți care sunt sensibili la factură și urmăresc foarte, foarte atent lună de lună ce le vine, ce trebuie să plătească și ce e în spatele acelor valori. Și sunt clienți care ani de zile nici nu se uită pe factură, doar plătesc și nu se preocupă de conținutul facturii. Pentru cei care e important ce se facturează, sigur, această recomandare poate să fie ori să citească lunar conturul, să nu să-și noteze conturul și când vine factura să verifice dacă exact aceeași valoare este facturată pe care a comunicat-o prin telefon, sau, mai e o variantă, să încheie o convenție de consum cu furnizorul. Bun, aici, până la un punct, lucrurile sunt
sunt logice în ceea ce spuneți, dar de la un punct încolo par și rudimentare, cu permisiunea dumneavoastră. Adică să stai lună de lună, să faci calcule așa mai departe, în condițiile în care te asiguri că statul are pârghiile necesare pentru a controla acești furnizori, pentru a ține sub control ceea ce se întâmplă acolo, astfel încât eu să am încredere când îmi vine factura. Adică de ce să mai stau să mai calculez cu pixul și hârtia lună de lună, dacă e mai bine, e mai rău decât luna trecută, de unde diferența și așa mai departe. Adică e și un timp și o energie pe care o pierd pentru ce? Evident că autoritatea nu are cum să urmărească facturile lunare a 9 milioane de clienți. E imposibil, nu avem resurse pentru așa ceva. Ceea ce am făcut noi, tocmai pentru a da o imagine despre seriozitatea fiecărui furnizor. Anul acesta am aprobat un nou standard de furnizare care intră în vigoare, anumite prevederi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022 și din anul 2022 va exista un fel de clasificare a furnizorilor în funcție de cum respectă indicatorii din standardul de performanță. Cum avem, de exemplu, la hoteluri sau la pensiuni stele sau margarete, fiecare furnizor va avea un număr de steluțe, să spunem, în funcție de respectarea standardelor de performanță, indicatorilor din standardul de performanță. Și evident că clientul, în momentul în care alege un furnizor sau altul, se poate ghida și îi va da o imagine despre seriozitatea acestui furnizor. O curiozitate și chiar mă bucur că suntem în această dezbatere, pentru că avem de la Timișoara o informație de ultimă oră, domnule Nolipeghe, e vorba despre un furnizor de energie și gaz din Ardeal, prins cu practici incorecte și iată ce se întâmpla acolo, prețul la electricitate era de 3 ori mai mare decât cel promis în ofertă. Colegul meu Mihai Voloșescu s-a alăturat rapid cu aceste detalii și sunt foarte curios și de comentariul dumneavoastră. Mihai. Protecția consumatorilor din Timiș. Aceștia astăzi au anunțat că o firmă care furniza electricitate și gaz avea mai multe practici incorecte pentru aceste servicii. Mai exact, aceștia afișau pe site că au cel mai bun preț la gaz de pe piață. În schimb, cei de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor au spus că în urma verificărilor prin comparație cu celelalte firme acest lucru nu se justifica. Ba mai mult, față de prețul afișat, aceștia au descoperit că prețul final pe care trebuia să-l plătească consumatorul era chiar de aproape 3 ori mai mare. Bineînțeles, aceste lucruri nu au rămas nepedepsite de către cei de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului. Aceștia au avertizat această firmă în prima fază pentru a scoate această ofertă și pentru a informa corect viitorii clienți. Bineînțeles, dacă acest lucru nu se va întâmpla, vor urma și amenzi. Mulțumesc tare mult, Mihai. Domnule, vedeți, ăsta este tipul, modelul de exemplu unde avem nevoie de garanții din partea autorității, din partea instituțiilor. Acum e vorba de OPC, e vorba și de ANR, de asemenea, în tot contextul acesta. Da, eu n-am auzit absolut nimic din ce a spus colegul, probabil că a fost o tehnică în conexiunea noastră, dar ce pot să spun? Săptămâna aceasta începem o serie de controle în urma informațiilor care au apărut săptămâna trecută în presă cu intenția unor furnizori de a modifica acel preț promis a fi fix și deja ne-am format o imagine, suntem absolut convinși că cei care modifică un preț fix contractat în baza unui contract din piața concurențială intră la categoria de practici de oferte înșelătoare, ceea ce în baza legii energiei electrice și gaze naturale se sancționează cu o amendă din cifra de afaceri între 5 și 10%. Vom avea de control la mai multe companii, atât în domeniul gazelor, cât și la energie electrică. Noi avem și un exemplu concret și o să vi-l prezentăm chiar acum, domnule Veghe. Deci e vorba despre cineva care a primit o ofertă, în linie cu aproximativ ce era de așteptat, doar că totul s-a schimbat brusc în nicio lună de zile, prețul s-a dublat, fără o explicație neapărat, și asta a fost oferta pe care cineva ar trebui să o primească și să o accepte. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Iată exemplu, în data de 1 era 0,22 în iulie pe zi pentru abonament, 0,244 lei pentru kilowatt, deci prețul energiei, și la nicio lună distanță vine următoarea ofertă de preț din partea aceleiași companii cu preț dublu, aproape era undeva la 0,500 și ceva de lei pentru kilowattoră. Ce e de făcut? Cum e de acționat într-o astfel de situație?
Sunt două variante. Ori refuză, nu acceptă această ofertă din partea furnizorului și comunică în scris refuzul de a se modifica prețul. Și evident se poate adresa și autorității și vom verifica punctual cazul respectiv. Mai e o întrebare aici, dacă trebuie să și motiveze cumva această nouă ofertă evidentă în creștere un astfel de furnizor? Evident că furnizorii au tot felul de motivații și tot felul de motive pentru care modifică prețul și este clar că prețurile în piețele angro au crescut. În momentul în care un furnizor face o ofertă cu preț fix, în acel moment ar trebui să se asigure că el poate să țină acel preț fix tocmai prin contracte pe termen lung care să acopere clienții cu care a făcut contract cu acel preț fix și cantitățile de care ar fi nevoie. Altă motivație nu poate să găsească niciun furnizor și din punctul nostru de vedere un contract încheiat pe baza unei oferte cu preț fix nu poate să fie modificat înainte de termen. Mai spuneți-ne ceva, o ultimă întrebare. Am văzut situația Hidroelectrica, foarte multe persoane au mers după ideea că e una dintre cele mai bune oferte, s-au adresat Hidroelectrica, dar de la un punct încolo compania a spus stop sau nu a mai răspuns. Poate să facă acest lucru? Adică o companie poate să decidă care e numărul de contracte pe care îl primește și de acolo încolo să oprească? Legea prevede faptul că fiecare furnizor care își asumă rolul de furnizor are o licență de furnizare emisă de ANR. În momentul în care primește o solicitare de ofertă de la orice client, casnic sau non-casnic, trebuie să-i răspundă. Evident că din partea unui furnizor care nu este interesat de segmentul casnic, răspunsul va fi un preț foarte mare pentru consumatorii casnici, ceea ce nu este cazul Hidroelectrica, pentru că putem să vedem și acum că are cel mai mic preț în ofertă, în comparatorul de oferte al autorității. Semn că, în continuare, își dorește să atragă clienți casnici prin acel preț. Ceea ce este problema în cazul Hidroelectrica este că, deocamdată, nu au capacitate de a prelucra numărul de solicitări de ofertă sau de contractare care vin din partea clienților și este normal pentru că au cel mai atractiv preț și e de departe cel mai bun preț din piață. Diferența între prețul oferit de Hidroelectrica și locul 2 sau 3 din comparatorul de oferte este de peste 100 de lei, peste 30% să spunem, și în acel moment evident că vine o avalanșă de oferte. Dar este exact cazul care, începând cu 1 ianuarie 2022, când avem acea clasificare a furnizorilor, va fi evident că acest furnizor nu este capabil să prelucreze toate ofertele, nu este capabil să ofere servicii cu standardele corespunzătoare și va avea un rating foarte, foarte mic. Bun. Deci degeaba ai un produs bun, un produs la preț bun, dacă nu poți să-l vinzi sau nu poate fi cumpărat. Corect. Este ca în orice alt domeniu de vânzări, degeaba ai cel mai bun produs dacă nu ai o echipă de vânzări care să pună în valoare acest avantaj. Mulțumesc pentru această discuție. Domnul Zoltan Alibeghe este vicepreședintele ANR în direct la Digi24.